Elena Udrea este acum în fața judecătorilor din Bulgaria. Se judecă cererea sa de extradare după ce ieri ședința a fost amânată pentru că statul român nu a trimis actele traduse. Dacă instanța admite cererea, Udrea ar putea ajunge luni în țară, în România. Colega mea Cătălina Iordache a urmărit subiectul. Bună seara, Cătălina, ce informații noi ai în momentul acesta? Bună seara, Marius, bun găsit tuturor! Procesul s-a încheiat în urmă cu câteva momente. Magistratul care a judecat mandatul european de arestare emis pe numele Elenei Udrea și în consecință extradarea sa urmează să pronunțe o decizie din moment în moment. Fostul ministru a petrecut în sala de judecată aproape 3 ore. L-ar fi cerut judecătorilor să fie extradată motivând că e mamă. A spus că acceptă orice altă pedeapsă, dar nu închisoare. Nu a făcut declarații la sosire, dar era vizibil afectată. De altfel, a fost surprinsă în sala de judecată, în timp ce se ștergea la ochi cu un șervețel și părea că plânge. Avea însă o ținută diferită față de cea pe care o purta zilele trecute atunci când a fost reținută. A fost însoțită de avocații săi, printre care și o avocată din Bulgaria. Până la o decizie finală privind extrădarea, Elena Udrea rămâne în arest în Bulgaria. Autoritățile din țara vecină au început aceste proceduri de extrădare încă de joi seara, la cererea tribunalului din București. În fața instanței, Udrea a ajuns și ieri, doar că ședința s-a amânat din cauza că nu s-a găsit un translator. Vă reamintesc că joi Udrea a părăsit România cu câteva ore înainte ca judecătorii din București să decidă că are de executat o pedeapsă de 6 ani de închisoare în dosarul Gala Bute. A ieșit din țară cu o mașină prin Vama Giurgiu, a reușit să traverseze aproape toată Bulgaria, până când a fost prinsă și reținută aproape de Grecia, în Vama Culata.